Mulțimea Q sau mulțimea numerelor raționale. Astăzi vom recapitula toate mulțimile de numere pe care le-am învățat până acum. Prima mulțime învățată a fost mulțimea numerelor naturale, notată cu N. Și în această mulțime observăm că sunt numerele 0, 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Este o mulțime infinită. Toate numerele din mulțimea N sunt pozitive și nu au virgulă, nu se scriu cu linie de fracție, observăm că ele sunt întregi. Dacă avem N cu steluță, aceasta înseamnă mulțimea numerelor naturale nenule, adică toate numerele naturale în afară de 0. Următoarea mulțime de numere pe care am învățat-o este mulțimea numerelor întregi, notată cu Z. Ce numere conține această mulțime? Se observă aici în acoladă că Z conține pe lângă toate numerele naturale care se văd de la 0, 1, 2, 3, 4 și așa mai departe, le conține și pe cele negative, cu minus. În fața lui 0 se află numerele negative, minus 1, minus 2, minus 3 și așa mai departe. Dacă notăm Z cu steluță, cum avem aici, asta înseamnă mulțimea numerelor întregi nenule, adică fără 0. Z indice plus, deci un Z cu un plus în dreapta jos scris, înseamnă mulțimea numerelor întregi pozitive, adică practic toate cele naturale, dar în afară de 0, pentru că 0 nu este nici pozitiv, nici negativ, așa cum vă aduceți aminte. Iar Z cu minus, Z indice minus, este mulțimea numerelor întregi negative. Deci, practic, putem spune că mulțimea numerelor Z este formată din toate numerele pozitive împreună cu toate cele negative, Z cu minus, și împreună cu numărul 0, care am zis că nu este nici pozitiv, nici negativ. Și ultima mulțime pe care am învățat-o zilele trecute este mulțimea Q, adică mulțimea numerelor raționale. Ce numere conține această mulțime? Ea conține numere de forma A supra B, unde A și B sunt numere întregi și unde B, numitorul, este diferit de 0. Aceleași notații le putem folosi și la mulțimea Q. Q cu steluță înseamnă mulțimea numerelor raționale nenule, adică fără 0. Q indice plus va fi mulțimea numerelor raționale pozitive, iar Q minus mulțimea numerelor raționale negative. Acum, aici observați că mulțimea Q nu am scris-o prin enumerarea elementelor, așa cum am scris N și Z, am scris-o printr-o proprietate și atunci aș vrea să dăm câteva exemple de numere raționale. Adică ce numere raționale există în mulțimea Q? În primul rând, toate numerele naturale sau toate numerele întregi se află și în mulțimea Q, pentru că ele pot fi scrise ca și fracție. De exemplu, numărul natural 4, aș putea să-l scriu 4 supra 1. Și atunci el devine de forma A supra B, deci este număr rațional. Deci toate numerele naturale se află și ele în mulțimea Q. Și atunci, în mulțimea Q, putem da exemple de numere naturale, 4, 12 și așa mai departe, la fel și numere negative, care fac parte din Z, din mulțimea numerelor întregi. Minus 3, minus 6 și așa mai departe. Pe lângă aceste numere întregi, pozitive sau negative, mai avem numerele care se pot scrie ca fracție ordinară. De exemplu, 3 supra 4, minus 2 pe 5, minus 1 întreg și 1 pe 8. Aici am dat câteva exemple de fracții ordinare, dar fracțiile mai pot fi scrise și sub formă, cum am văzut mai devreme, fracții ordinare, dar și ca fracții decimale. 2,75. Asta este un exemplu de fracție decimală finită. Hai să vedem și minus 1, perioadă 34. Aceasta este o fracție decimală periodică simplă. Și tot din mulțimea Q fac parte și fracțiile decimale periodice mixte. 31,4 perioadă 5.
Deci, în mulțimea Q putem găsi numere naturale, numere întregi negative, fracții ordinare, dar și fracții zecimale, finite sau periodice, simple sau mixte. În concluzie, ca observație, așa, puteți scrie că N este inclus în Z, care la rândul ei este inclus în Q. Dacă ar fi să facem o diagramă, am putea reprezenta printr-o diagramă toate numerele naturale. Aceasta este mulțimea numerelor naturale. Putem da și câteva exemple aici. 1, 3, 0 și așa mai departe. Care am zis că este inclusă, adică conținută, într-o mulțime mai mare decât ea, mulțimea Z, care pe lângă aceste numere naturale de aici, mai conține și numere întregi, care le vom reprezenta aici, minus 3, de exemplu, sau minus 8. Și atunci, mai mare decât Z, adică o mulțime care conține toate numerele întregi, la care se mai adaugă și fracții ordinare și zecimale, este mulțimea Q. Hai să adăugăm câteva exemple de fracții care se află în Q, dar nu și în Z. De exemplu, 1 pe 4, fracție ordinară, sau tot o fracție ordinară, dar negativă, minus 13 pe 5. Sau o fracție zecimală, acum 2,13. Minus 1, perioadă 4. Bun. Am dat doar câteva exemple. Și acum, o altă observație foarte importantă pe care o vom folosi în anumite tipuri de probleme este că o fracție asupra B aparține lui Z, vedeți aici în chenar, dacă numitorul, adică B, divide numărătorul pe A. Și într-adevăr, de exemplu, dacă am vrea să dăm exemplu de o fracție care să fie totuși să aparține lui Z, adică să fie număr întreg, ea ar trebui să fie de forma aceasta. 15 supra 5, adică mai exact, să se împarte exact. 15 se împarte exact la 5 și atunci rezultatul ne dă 3, care într-adevăr aparține lui Z. Deci, pentru ca o fracție să aparțină lui Z, trebuie neapărat ca numărătorul să se împarte exact la numitor. Ca numărătorul să se împarte exact la numitor, înseamnă că numitorul, 5-ul acesta, trebuie să dividă numărătorul pe 15. Adică numitorul B divide numărătorul. Și acum să vedem câteva exerciții. Exercițiu 1. Verificați care din următoarele propoziții sunt adevărate. Punctul A. Minus 2 aparține lui N, apoi minus 2 aparține lui Z și minus 2 aparține lui Q. Minus 2, pentru că este cu minus, nu aparține lui N, deci fals. În schimb, aparține lui Z, deci adevărat, pentru că Z conține și numere pozitive și negative. Dacă aparține lui Z, sigur va aparține și lui Q. Pentru că Z, ați văzut, este inclusă, conținută în Q. Atunci, orice număr care aparține lui Z, sigur va aparține și lui Q. Mai departe. Numărul 3,5 este o fracție zecimală finită. Fiind fracție zecimală, ea sigur nu aparține lui N. În mulțimea N întâlnim doar numere, ați văzut, în primul rând pozitive, dar nu au virgulă, deci fals. 3,5 nu aparține nici lui Z, pentru că în Z avem numere întregi, care nu conțin virgulă, deci fals. Nu aparține lui Z. În schimb, 3,5 putem spune că aparține lui Q, pentru că în Q întâlnim și astfel de numere. Mai departe. Fracția minus 5 supra 6. Nu aparține lui N, o fracție cum este minus 5 supra 6, pentru că nu se împarte exact numărătorul la numitor, nu aparține lui N și mai mult decât atât are și minus. Deci fals. Pentru că nu se împarte 5, nu se împarte exact la 6, nu aparține nici lui Z. În schimb, aparține lui Q, pentru că în Q întâlnim și astfel de numere. Mai departe,
plus 18 supra 6, aparține lui n. Să vedem dacă e adevărat. Păi, în primul rând, să vedem dacă se împarte exact. 18 împărțit la 6 este 3. Se împarte exact, plusul din față putem să nu-l mai punem și atunci, de fapt, rezultatul acestei fracții plus 18 supra 6 este, de fapt, 3, care, într-adevăr, este număr natural, aparține lui n, adevărat. La fel și lui z aparține, 3 aparține și lui z. Dacă aparține lui z, sigur aparține și lui q. Punctul B. Minus 11 aparține lui n. Pentru că e cu minus, fals. Plus 2,3 perioadă 6, fiind o fracție zecimală, sigur nu aparține lui z. În z nu avem decât numere întregi, deci fals. 0 aparține lui q, într-adevăr 0 aparține și lui n, și dacă aparține lui n, aparține înseamnă și lui z și lui q, deci adevărat. 1 aparține lui n, adevărat. Minus 2 nu aparține lui z. Minus 2, de fapt, este un număr întreg, deci aparține lui z. Înseamnă că afirmația care spune că minus 2 nu aparține lui z este falsă. Apoi, fracția minus 25 supra 6 aparține lui q. În q întâlnim fracția ordinară, deci adevărat. 14 supra 7, aici trebuie să facem împărțirea ca să vedem dacă aparține lui n. Dacă se împarte exact, înseamnă că aparține lui n. 14 împărțit la 7 este 2, împărțirea este exactă. Deci, în loc de fracția 14 supra 7, avem de fapt numărul 2, care într-adevăr aparține lui n. Adevărat. Minus 5 supra 10. Și aici încercăm să facem împărțirea. Atenție că se împarte numărătorul la numitor, nu invers. Deci, 5 împărțit la 10, care nu se împarte exact. Deci, fracția nu ne dă număr întreg. Fals. Și ultimul număr, o fracție periodică simplă care trebuie să aparțină lui Q fără Z. Ce înseamnă Q fără Z? Adică să aparțină lui Q, dar să nu aparțină lui Z. Într-adevăr, fracția minus 9, perioadă 23 aparține lui Q, dar nu aparține lui Z. Adevărat. Un alt exercițiu în care să mai lucrăm puțin cu aceste trei mulțimi de numere, n, z și q. Exercițiul 2. Determinați mulțimile a intersecta cu n, a intersecta cu z și a intersecta cu q. Unde mulțimea a vi se dă aici. Are câteva elemente. Pe 3, pe minus 24, pe 5, 0,72, 9, perioadă 45, 12 supra 3, minus 1 supra 3, minus 6, 0, 182 supra 13 și minus 5, totul la a doua. Acum, observați că în mulțimea A sunt numere scrise sub diverse forme. Sunt și fracții ordinare și fracții zecimale, avem chiar și un mic calcul, minus 5, totul la a doua, o putere. Primul lucru pe care îl vom face va fi să scriem sub o formă mai simplă toate numerele din mulțimea A. Adică acolo unde se poate să facem calculul. Mai exact, unde avem fracție ordinară, deci unde avem linie de fracție, încercăm să vedem dacă se face împărțirea exact. Sau unde mai avem calcule, de exemplu la ultimul număr, unde avem o putere, minus 5 totul la a doua, de asemenea vom face calculul. Deci vom rescrie mulțimea A, A egal cu. Și acolo unde putem, facem calcule. 3-ul îl copiem, nu se mai poate. Mai departe, minus 24 supra 5. Dacă facem împărțirea, 24 împărțit la 5 nu se împarte exact, deci putem lăsa așa. 0,72 rămâne la fel. La fracțiile zecimale nu prea mai avem ce să facem. La fel și la următoarea. La fracția 12 supra 3, dacă facem împărțirea, aici se împarte exact. Deci în loc de 12 supra 3, putem să scriem direct 4. Minus 1 pe 3 nu se împarte exact. 1 împărțit la 3 nu este o împărțire exactă. Apoi minus 6, îl copiem, 0. 182 supra 13, aici
încercăm să facem împărțirea. Facem aici de o parte. 13, 19 intră o dată și în 52 intră fix de 4 ori, pentru că 4 ori 13 este 52. Înseamnă că în loc de 182 supra 13, noi putem să punem rezultatul 14, care observați că este număr natural. Și ultimul număr, minus 5 totul la a doua, nu uitați că minus la putere pară este plus și atunci putem să nici nu scriem plusul, 5 la a doua este 25. Bun, aceasta este mulțimea A. Și acum, nouă ni se cere să calculăm A intersecta cu N, A intersecta cu Z și A intersecta cu Q. Să vedem fiecare. A intersecta cu N. În primul rând, la intersecția a două mulțimi, trebuie luate elementele comune, adică elementele care aparțin și primei mulțimi și celei de-a doua. Pentru că avem A intersecta cu N, vom alege din mulțimea A acele elemente care se află și în N. Deci să fie și în mulțimea A, dar să fie și numere naturale. Deci din mulțimea A trebuie să le alegem doar pe cele naturale. Și să vedem, primul număr este 3. Alt număr natural din mulțimea A, urmăriți și voi, vedeți că ar fi 4. Minus 6 nu are fracție, dar având minus nu este natural, 0. Și am mai avea pe 14 și pe 25. Sunt cu plus, sunt pozitive, deci toate sunt numere naturale. Acum A intersecta cu Z. Tot așa, ne uităm în mulțimea A să alegem doar numere întregi, deci să aparțină și lui A, dar să fie întregi. Păi în primul rând le putem lua pe toate astea care le-am luat, care sunt pozitive, 3, 4, 0, 14, 25 și la care s-ar mai adăuga și acest minus 6 pe care nu l-am luat când am luat naturale, deoarece avea minus. Acum, fiind Z, putem să luăm și cu minus. Și mai departe, A intersecta cu Q. Q, am văzut că poate să conțină numere atât cu plus, cât și cu minus, și cu fracție, adică cu liniuță de fracție să fie scrise și cu virgulă. Deci, practic, toate numerele din mulțimea A sunt raționale. Deci, ca să nu le mai scriem încă o dată pe toate, putem să scriem direct egal cu A. Și acum, un alt tip de exerciții. Determinați numerele întregi X, astfel încât, la punctul A, 15 supra X trebuie să aparțină lui Z. Când o fracție este număr întreg, dacă numitorul divide numărătorul. Am văzut acest lucru aici la început. Formula din chenar, A supra B aparține lui Z, dacă B divide pe A. Deci o fracție aparține lui Z dacă numitorul divide numărătorul. Deci în concluzie scriem așa, 15 supra X aparține lui Z, înseamnă că numitorul, adică cel de jos, trebuie să dividă pe cel de sus, numărătorul. Și acum, dacă X divide pe 15, înseamnă că 15 se împarte exact la X, adică X este un divizor al lui 15. Deci rezultă mai departe că X aparține divizorilor lui 15. Și să scriem care sunt divizorii lui 15. Acum să fiți foarte atenți. Ce mulțime avem în problemă? Avem Z. Deci înseamnă că va trebui, dacă fracția vrem să aparțină lui Z, înseamnă că putem lua numere și cu plus și cu minus, divizor și pozitiv și negativ. Înseamnă că pe lângă divizorii naturale a lui 15, care sunt 1, 3, 5 și 15, putem lua și cu minus. Deci vom lua, hai să-i luăm pe cei pozitivi, 1, 3, 5, 15 și pe urmă și pe cei negativi, minus 1, minus 3, minus 5, minus 15. Și am aflat cât este X. Bun, să vedem punctul B. La punctul B avem tot așa o fracție, minus 14 supra X minus 1, care trebuie să aparțină lui Z.
Cum am văzut la prima, când o fracție aparține lui Z, dacă numitorul, adică numărul de jos, divide numărătorul. Deci înseamnă că fracția minus 14 supra x minus 1 aparține lui Z. De aici rezultă că numitorul x minus 1 trebuie să dividă numărătorul pe 14 sau pe minus 14. Aici nu prea contează semnul, pentru că oricum, fiind Z, vom lua și divizori pozitivi și divizori negativi. Aici, ca o paranteză, divizorii numărului 14, divizorii întregi a numărului 14, sunt aceiași cu divizorii lui minus 14, adică mulțimea divizorilor lui 14 este egală cu mulțimea divizorilor lui minus 14. Așa că aici nu prea contează dacă luăm plus 14 sau minus 14, oricum, noi când scriem că x minus 1 aparține divizorilor lui 14, ne vom referi la divizori întregi, deci vom lua și cu plus și cu minus. Atunci x minus 1 aparține. Să vedem care sunt divizorii întregi a lui 14. Pe o dată avem cei pozitivi, 1, nu? La ce numere se împarte exact 14? La 2, la 7, la 14 și acum îi luăm cu minus. Minus 1, minus 2, minus 7, minus 14. Bun. Și acum noi am aflat cât poate să fie x minus 1. Pentru a afla cât este x, ar trebui să luăm mai multe ecuații. X minus 1 să egalăm cu 1, apoi x minus 1 să fie egal cu 2, apoi x minus 1 să fie egal cu 7 și așa mai departe. Și din fiecare ecuație să aflăm cât este x. Ca să meargă mai repede puțin, le vom face pe toate deodată. Adică, aici la x minus 1, ca să nu mai avem pe minus 1, noi o să adunăm 1 la toți termenii din acoladă. Deci, vom face plus 1, operația inversă. Și atunci, rezultă, x aparține, dacă la toate numerele din acoladă adunăm pe 1, să vedem cât obținem. 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 7 plus 1, 8, 14 plus 1, 15, minus 1 plus 1, 0, minus 2 plus 1, minus 1, minus 7 plus 1, minus 6 și minus 14 plus 1, minus 13. Și acestea sunt valorile lui x. Dacă vreți să faceți o verificare, puteți în loc de x să puneți în această fracție, da, oricare din aceste valori din paranteză, dacă înlocuim x, o să vedeți că ne va ieși într-adevăr fracția un număr întreg. Se va împărți exact numărătorul la numitor. Bun. Mai departe, punctul C. Fracția 6 supra 2x plus 1 aparține lui n. Trebuie să aparține lui n. Atunci, folosim aceeași formulă, o fracție. Dacă fracția aceasta, 6 supra 2x plus 1, aparține lui n, înseamnă că numitorul, care la noi este 2x plus 1, trebuie să dividă numărătorul. Și acum vom lua 2x plus 1 aparține divizorilor lui 6, înseamnă. Care sunt divizorii lui 6? Având în vedere că aici avem n, adică fracția noastră trebuie să iasă număr natural, dacă sus este 6, este pozitiv, înseamnă că și jos trebuie să fie tot număr pozitiv. Deci 2x plus 1 este un divizor al lui 6, dar un divizor pozitiv al lui 6. Deci vom lua numai numere pozitive, pentru că aici avem n. Deci nu mai luăm și cu plus și cu minus, ci luăm doar divizorii pozitivi sau naturali al lui 6. Adică la ce numere se împarte exact 6? La 1, la 2, la 3 și la 6. Acum, noi avem aici 2x plus 1. Întâi vom scăpa de acel plus 1, facem operația inversă, minus 1. Din toți scădem 1. Atunci aici rămâne 2x, iar aici în acoladă, dacă scădem 1, o să obținem 1 minus 1, 0, 2 minus 1, 1, 3 minus 1, 2, 6 minus 1, 5. Și acum, ca să în loc de 2x să avem x, mai putem face operație și anume împărțim totul la 2. Și obținem x aparține, dar observăm că nu toate numerele din acoladă se împart exact la 2. Ori noi trebuie să aflăm x, toate x-urile, dar întregi.
Adică dacă dau cu virgulă, nu vor fi bune. Așa că vom scrie aici în acoladă doar împărțirile, rezultatul împărțirilor care ies exact. 0 împărțit la 2 este exact împărțirea 0. 1 împărțit la 2 ne-ar da 0,5, deci nu este număr întreg. 2 împărțit la 2 și aici se face împărțirea exact, este 1. Și următoarea împărțire, 5 împărțit la 2, din nou ar da cu virgulă, deci nici acest caz nu este bun. Singurele valori pentru x sunt 0 și 1. Bun, punctul D. Avem fracția x plus 11 supra x plus 2, trebuie să aparțină lui z. Scriem din nou formula x plus 11 supra x plus 2 aparține lui z. De aici rezultă că numitorul x plus 2 divide numărătorul x plus 11. Bun, dar acum nu mai putem face ca la celelalte probleme. Să scriem că rezultă că x plus 2 aparține divizorilor lui x plus 11, deoarece x plus 11 nu putem să scriem care sunt divizorii lui x plus 11. Și atunci vom folosi o proprietate pe care vă reamintesc aici, de la divizibilitate, am făcut-o în semestru întâi, și anume dacă D divide pe A și D divide pe B, rezultă că D divide și suma lor sau diferența lor. Aici ne va interesa mai exact diferența. Deci această proprietate a relației de divizibilitate o vom folosi noi aici. Și anume, din două relații, vom scădea cele două relații în așa fel încât aici, în dreapta, să nu mai avem x. Atunci să vedem care vor fi cele două relații. Păi una este asta, care am scris-o, o scriu din nou. X plus 2 divide pe x plus 11 și ne mai trebuie o relație. X plus 2, acum să ne gândim pe cine divide sigur x plus 2. Păi sigur divide pe el însuși. Deci x plus 2 divide pe x plus 2 este adevărat. Și acum avem cele două relații, le scădem, rezultă, folosim proprietatea de mai sus și vine că x plus 2 divide diferența lor. Adică, să scriu cu paranteză, x plus 11 minus x plus 2. Și acum o să facem calculele, elimin parantezele și nu uitați că atunci când avem minus în fața unei paranteze, se schimbă semnele. Minus x vine minus 2. X cu minus x se vor reduce și ne rămâne că x plus 2 divide pe plus 11 minus 2, adică 9. Și am ajuns la o problemă asemănătoare cu celelalte. Acum am scăpat de acel x din partea dreaptă, deci putem să continuăm la fel cu divizorii. Rezultă x plus 2 aparține divizorilor lui 9. X plus 2 aparține. Să vedem care sunt divizorii întregea lui 9, pentru că din nou avem z. Deci putem lua și cu plus și cu minus. Divizorii lui 9 sunt 1, 3, 9 și la fel putem lua cu minus. Minus 1, minus 3, minus 9. Și pentru că aici avem x plus 2 și vrem să rămână doar x, scădem pe 2 din toți termenii din acoladă. Și dacă din toți scădem pe 2, 1 minus 2 rămâne minus 1, 3 minus 2, 1, 9 minus 2, 7, minus 1 minus 2, minus 3, minus 3 minus 2, minus 5 și minus 9 minus 2, minus 11. Și acesta este x-ul, valorile lui x. Și trecem la ultima problemă, ultimul subpunct, F. Problema asemănătoare, 3x plus 5 supra 2x minus 1 trebuie să aparțină lui z. Folosim formula, adică scriem că fracția aceasta, 3x plus 5 supra 2x minus 1, aparține lui z, rezultă că numitorul 2x minus 1 divide numărătorul. Și aici în dreapta observ că avem ceva cu x, asta înseamnă că ne mai trebuie o relație, ca să avem două relații și să folosim această formulă. Și să le scădem. Deci cealaltă relație de unde o pot obține? Din faptul că 2x minus 1 știm sigur că îl divide pe el însuși. Acum avem cele două relații, însă acum dacă le scădem, aici fiind 3x și aici 2x, nu se reduce x-ul. Noi, scopul nostru este să
dispar acel x. Să rămână doar un număr, fără x. Și atunci, ca să putem, atunci când le scădem, să se reducă x-ul, vom înmulți mai întâi pe fiecare cu un număr și apoi le vom scădea. Cu un număr potrivit, trebuie să ne gândim. Și acum, acest 3x plus 5 putem să-l înmulțim cu 2 și atunci la termenii cu x vom obține 6x și ca să obțin și aici tot 6x vom înmulți aici cu 3. Și acum vom avea așa, rezultă. (2x - 1) divide. Aici dacă înmulțim cu 2, nu uitați că se înmulțește și 3x și 5. Deci o să vină 2 ori 3x, 6x plus și 2 ori 5, 10. La fel la a doua. Copiem 2x - 1, divide și aici înmulțesc 3 cu fiecare și cu 2x și cu 1. Deci 3 ori 2x, 6x minus 3 ori 1, 3. Și abia acum, având același număr de x-uri, putem să le scădem. Folosim proprietatea de care v-am spus. Rezultă 2x - 1, divide și facem diferența dintre ele. Le punem mai întâi în paranteză, ca să nu ne încurcăm la semne. Și acum vom elimina parantezele. 2x - 1, divide. Dacă elimin parantezele, la a doua paranteză care are minus în față, trebuie să schimbăm semnele. Minus 6x și minus minus 3 ar veni plus 3. Acum 6x cu minus 6x sunt opuse, deci se reduc și avem că 2x - 1 divide 10 plus 3, ne-a rămas, adică 13. Și am scăpat de x. Atunci putem scrie că 2x - 1 aparține divizorilor lui 13. Care sunt divizorii întregi a lui 13, pentru că din nou observăm că avem z, atunci vom lua și cu plus și cu minus. 2x - 1 aparține divizorii întregi, adică 1, 13 și luăm și cu minus. Minus 1, minus 13. Ca să ajungem aici din 2x - 1 să rămânem cu x, mai întâi adunăm 1 pe 1 și atunci avem 2x aparține și la toate adunul 1. 2, 14, aici minus 1 plus 1, 0 și minus 13 plus 1, minus 12. Și acum, ca să rămână x, împărțim totul la 2. Pe toate le împart la 2. 1, 7, 0, minus 6. Și acesta este x-ul. Valorile posibile a lui x. Ultima problemă. Arătați că fracția 5x plus 4 supra 4x plus 3 este ireductibilă. Aici vom folosi metoda reducerii la absurd. Am mai făcut astfel de exerciții și tot în clasa 6 în semestrul 1 și poate vă aduceți aminte ce înseamnă fracție ireductibilă. Înseamnă o fracție care nu se mai poate simplifica, adică numărătorul și numitorul sunt prime între ele, nu au divizor comun. Deci arătăm că numărătorul 5x plus 4 și numitorul sunt prime între ele. Asta se scrie așa. Cel mai mare divizor comun al lor este 1. Asta înseamnă că sunt prime între ele. Cum arătăm acest lucru? Prin metoda reducerii la absurd. Adică presupunem prin reducere la absurd că există un divizor comun al lor, care nu este 1, cum trebuie noi să arătăm, ci noi presupunem că există un divizor D, un divizor comun al lor, diferit de 1, astfel încât D divide și pe primul număr și pe al doilea. Deci, astfel încât D divide și numărătorul și numitorul. Deci un divizor comun al lor, care am zis că este diferit de 1. Pentru că dacă ar fi 1, ar fi prime între ele. Noi vrem să demonstrăm prin reducere la absurd că el nu este 1. Și acum, dacă D divide pe 5x plus 4, D divide pe 4x plus 3, din nou putem folosi acea proprietate. Să scădem relațiile și să scăpăm de x. Numai că având 5x și 4x, întâi trebuie înmulțite convenabil cu un număr și apoi să le scădem. Și anume, aici putem înmulți cu 4
și atunci am obține 20x, iar aici, ca să vină tot 20x, vom înmulți cu 5. Și rezultă. La prima, 2 divide și mulțim cu 4. Pe fiecare, 4 ori 5x, 20x, plus 4 ori 4, 16. Următoarea, 2 divide, 5 ori 4x, 20x, și 5 ori 3, 15. Și rezultă. Și acum le scădem. D divide diferența lor. Din primul număr, 20x plus 16, scădem 20x plus 15. Elimin parantezele. 20x plus 16, prima paranteză nu are semn în față, deci e plus. Iar a doua, având minus în față, trebuie să schimbăm semnele. Minus 20x, minus 15. Astea se reduc și rămâne că 2 divide plus 16 minus 15 înseamnă 1. Dacă 2 divide pe 1, înseamnă că 2 aparține divizorilor lui 1. Da? Adică cine divide pe 1? Doar 1. Deci rezultă că 2 este 1. Dar noi am presupus că 2 este diferit de 1. Deci am ajuns la o contradicție. Contradicție cu D diferit de 1. Din moment ce am ajuns la o contradicție, înseamnă că presupunerea pe care am făcut-o noi inițial, și anume că există acest divizor diferit de 1, este falsă. Înseamnă că dacă nu există acest D care să fie diferit de 1, înseamnă că, într-adevăr, cel mai mare divizor comun al lui 5x plus 4 și 4x plus 3 este 1. Și dacă cel mai mare divizor comun a două numere este 1, înseamnă că numerele sunt prime între ele, adică fracția va fi ireductibilă. Rezultă că fracția 5x plus 4 supra 4x plus 3 este ireductibilă. Ceea ce trebuia demonstrat.